Este avalanșă de solicitări la serviciul de pașapoarte Olt. Mii de olteni care pleacă în vacanță în străinătate solicită un pașaport. Dacă până anul acesta programările se făceau doar la ghișeu, iar cozile erau interminabile, de acum se pot face și online, de pe calculator sau telefonul mobil. Deși la început puțini știau despre acest tip de programări, acum tot mai mulți aleg această variantă. Am intrat în vigoare de la începutul anului, în 1 ianuarie. Da, am observat într-adevăr, cu cât ne apropiem de perioada estivală, că a crescut numărul de programări. Cetățenii au început să se informeze și se programează tot mai mult online, deoarece timpul de așteptare la ghișeu este foarte scurt. Dacă în 2017 numărul pașapoartelor simple electronice și cel al pașapoartelor simple temporare eliberate a fost de 3.541, anul acesta până în prezent au fost eliberate 3.928. Aproape jumătate dintre acestea au fost pentru copii. Programările online se pot face astfel. Programarea se face, poate face numai online, nu la ghișeu, nu telefonic. Pe site-ul instituției prefectului este un link pentru programări online sau direct pe site-ul de programări online www.pașapoarte.ro. Programul la serviciul de pașapoarte este de luni până miercuri și vineri în intervalul 8:30-16:30, iar joi în intervalul 8:30-18:30. În funcție de solicitările cetățenilor se poate dispune prelungirea programului de lucru cu 2 ore.